Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Doru Geru, cel care conduce agenția de investigație Geru Doru Division, GD Division. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Pentru început am să vă rog să-mi spuneți ce este o agenție de investigații. Titulatura, recunosc cu mâna pe inimă, mă duce cu gândul la filme polițiste, la filme de acțiune. Da. Într-adevăr, denumirea imediat ne duce cu gândul la filmele polițiste. Polițistul, ca și detectivul, are atribuțiunea de a investiga. Pentru prima dată după Revoluție, printr-un act normativ, a fost statuată această ocupație de detectiv particular prin legea 329 din 2003. Și prin acest act normativ s-au dat mai multe atribuțiuni celor care îndeplinesc funcția de detectiv pentru a efectua investigații asupra persoanelor fizice și juridice. Dumneavoastră ați fost inspector șef adjunct la Inspectoratul Județean de Poliție Galați. Da. Are legătură activitatea dumneavoastră de fost polițist cu ceea ce faceți acum? Are o mare legătură, întrucât în cadrul Academiei de Poliție se studiază toate domeniile investigative cu care se confruntă poliția română și, bineînțeles, detectivismul în România. Referitor la acest aspect, aș vrea să adaug câteva cuvinte. Toți polițiștii știu să facă investigații și, în plus, sunt polițiști cu specializare separată de supraveghere operativă sau, în paranteză, filaj. Să înțeleagă toată lumea. Aceasta este o specializare a poliției române, este o metodă investigativă acoperită sau, altfel spus, un mod de a strânge mijloace de probă în mod acoperit, fără să se știe. De la organele de poliție, imediat s-a transpus această atribuțiune și detectivilor particulari, care în mod legal o pot efectua. Bineînțeles că meseria de polițist creează un mare atu detectivului, dovadă fiind și firme, cele mai bune firme din țară. Acestea sunt conduse de foști polițiști sau chiar subofițeri care și-au deschis o agenție în acest sens. Mie, dacă îmi spunea cineva până de curând despre o agenție de investigații, mă ducea gândul imediat la o agenție de investigații media, de genul recorder.ro sau mai știu eu ce alte site-uri de-astea care reușesc să facă niște reportaje foarte bune. După ce am stat de vorbă cu dumneavoastră, am aflat despre acest lucru. Stabilind emisiunea de astăzi, am intrat și am documentat puțin emisiunea. Am văzut că există foarte multe site-uri de profil. Am citit despre angajații agențiilor care se numesc detectivi. Am găsit termeni ca filaj, test poligraf. Dacă nu aș ști că e o treabă foarte, foarte serioasă, aș spune că este proiecția ideală în timp a jocurilor mele din copilărie. Cât de cerute sunt serviciile unei agenții de investigații? În acest domeniu lucrez de 12 ani. Prima mea societate, Reflector SRL, dacă pot... Sigur că da. Este domeniul trecutului, deci nu-i fac prea mare publicitate. Am dat-o. Acolo mi-am făcut ucenicia în acest domeniu, dacă aș putea spune așa, privat. Și în urma a 12 ani de experiență vă pot spune că toate atributele conferite detectivului sunt căutate de către clienți. Pe primul loc este un adevăr acesta, este căutată supravegherea operativă, zis filajul, întrucât obiectul investigațiilor în proporție de 90%, 95% cu care se confruntă agențiile de detectivi, îl reprezintă problemele relaționale în conjugale, uneori adulterul,
și agenții economici care își protejează informațiile și afacerea prin captarea de informații prin intermediul felajului. Care va să zică dumneavoastră vă adresați atât persoanelor fizice cât și juridice. Și spuneți că cel mai des vă sunt solicitate serviciile pentru filaj, pentru a observa dacă soțul, soția au o relație extraconjugală? Da. Asta este cel mai des. Deci îl primează. Detectivul a devenit în timp mai bine spus activitatea lui un mijloc de a pune la dispoziție veridic informații despre o anumită persoană. Filajul ne arată cine, când, unde și cu cine este o persoană și cu care își desfășoară anumite activități. Având în vedere acest lucru, filajul nu lasă loc la interpretare. Filajul este corect și trebuie să fie corect și să redea numai realitatea din teren. În momentul în care detectivul nu este acoperit de probe și înaintează beneficiarului concluzii fără acoperire, atunci, pe lângă faptul că deontologic nu este corect, în acel moment poate fi și culpabil pentru a fi tras la răspundere. Filajul este o armă deosebită pentru forțele polițienești, dar în același timp este la fel de importantă pentru mediul privat. Ca fost șef în supraveghere operative de unitate, pot să afirm că noi nu trebuie să concurăm forțele polițienești și forțele armate de supraveghere. Dar colaborați pe anumite spețe? În România nu se cooperează. Este un neajuns acesta, pentru că cei asemeni mie, care eu lucrez cu foștii mei colegi, care au făcut filaj 10 de ani, noi putem să continuăm munca rezolvând problemele poliției. Ar trebui dat un act normativ prin care anumite firme să fie acreditate și să vină în sprijinul poliției. Am putea găsi urmăriți, traficuri de contrabandă cu țigări, cu de toate. Problema este să fim lăsați. După cum ați văzut și în America, se strâng anumite grupuri de detectivi, sunt autorizați și găsesc urmăriți generali. Da, probabil că trebuie să existe și cineva care să vă plătească serviciile alea și mă gândesc atunci că poate Ministerul de Interne sau Ministerul Forțelor s-ar putea să nu aibă fonduri pentru așa ceva, atâta timp cât nu există în legislație prevăzut astfel de colaborări. Dar spuneți-mi, vă rog, domnule Geru, bun, am înțeles, filajul acesta este foarte important. Cine poate deveni detectiv? Orice om, indiferent de pregătirea sa, chiar dacă n-a fost în poliție. Mă provocați. Vă rog. Am deseori discuții despre această activitate a supravegherii operative, filaj, cu civili care nu au pregătire de specialitate. Eu am calificare de supraveghere operativă prin act semnat. Am muncit pentru el și am dezvoltat aceste aptitudini 10 de ani și am ieșit la pensie și lucrez în domeniu. Vreau să vă spun că este foarte greu să devii într-adevăr un polițist, un detectiv pe specialitatea supravegherii operative. Da, trebuie niște abilități aparte? În acest sens vreau să ajung. Atât polițistul cât și detectivul, pentru a putea lucra cu eficiență în acest domeniu, trebuie să aibă foarte multe abilități. Noi nu căutăm stereotipuri. Noi căutăm persoane care să poată îndeplini concomitent mai multe abilități. Să meargă cu mașina pe 3 roți, pe 2 roți, depinde cum îi se cere, să știe să filmeze, să fotofilmeze,
să aibă atenție distributivă. Păi până acum vă pot, ați descris foarte bine colegii din regia de emisie, cameramanii noștri, regizorul de emisie, conduc, amândoi au carnet de conducere, filmează foarte bine și foarte atenți la detalii. Într-adevăr, ei sunt vânați de astfel de structuri și dacă îi mai lăudați mult, e posibil să aveți loc liber. Să mi-l luați, mi-l recrutați dumneavoastră. Nu eu, ci alte structuri. Am înțeles. Deci, reluând, sunt, de fapt, nu este o abilitate, e un cumul de abilități care poate să permită unei persoane să execute astfel de activități. Vă rog să țineți cont că astfel de activități se fac în medie cam 10 ore pe zi. Multă răbdare. Mult stres, privire distributivă, ochiul lăcrimează și lăcrimează continuu, 10 ore sau 12 ore. Și de asta și activitatea de filaj efectiv este scumpă. Este scumpă întrucât necesită mai multe persoane, mai multe mașini și un consum nervos foarte, foarte ridicat. Dar cât de mult contează în meseria asta dumneavoastră pe partea de filaj norocul? Norocul și-l mai face și omul. Contează norocul foarte mult, dar cei care au lucrat sau lucrează în privat în acest domeniu știu foarte bine că reușita unei activități de supraveghere operative, investigație acoperită, depinde atât de factorul uman, care reprezintă 95%, părerea mea personală, tehnica reprezintă 5%, și modul în care gândește acțiunea. Fiecare acțiune demarează cu o anumită ipoteză, cu un anumit plan, urmărind anumite rezultate. Dar nu începi și te duci acasă. În fiecare zi trebuie să schimbi acel plan în funcție de situația din teren operativă. Clientul nu are de unde să cunoască aceste lucruri. Managerul agenției trebuie să-i spună: probabilitatea cea mai mare pentru a atinge rezultatul solicitat de dumneavoastră se află între orele și orele în care s-a observat o mai mare dinamică a acțiunii și obiectivul a ajuns în mediile în care ați solicitat dumneavoastră să fie supravegheat. Fapt pentru care vă propun următoarele. De mâine vom demara acțiunea începând cu orele, până la orele. Sau de la orele până la orele, suspendăm acțiunea și continuăm după masă de la orele la orele. Cel mai mult contează gândirea managerului. Managerul este ca la o tablă de șah. El trebuie să vadă analitic. Managerul, când are legătură directă cu terenul, el trebuie să vadă în minte toate mișcările care se produc. În caz privat nu este o problemă. Dar în cazul... Există și altfel de cazuri, nu numai aceste filaje care au legătură cu soții, unul dintre ei care este supărat. Operative adevărate, în care nu vreau să vorbesc și nu e corect din partea mea să este domeniul specialiștilor, eu sunt un ex-specialist, trebuie lăsat să-și facă datoria. Dar spuneți-mi așa, să zicem că ați făcut filaj la o anumită persoană, da? Probele pe care le livrați dumneavoastră clientului, fotografii, înregistrări, pot fi folosite în instanță ca probe? Da. Vă aduc la cunoștință că foarte mulți colegi de-ai mei au apelat la mine cu diverse acțiuni comandate ca de beneficiari, printre care și infidelități în cazul de divorț, care s-au concretizat fără dar și poate, dar mai ales custodii ale copiilor. Respectiv, s-a încredințat copilul unei părți, partea respectivă a plecat afară și copilul a rămas într-o șatră de țigani. De romi, mă scuzați. De romi. Copilul acela nu ieșea din casă. Și când ieșea din casă, ieșea într-un mediu în care... Dar el nu era cu amândoi părinți romi. Și spuneți că a rămas neglijat. De fapt, asta este problema. Negligarea aceasta a copilului pe termen lung, chiar și mediu,
provoacă anumite daune psihologice care nu pot fi reparate. Traume, da. Dar spuneți-mi așa, bun, probele deci, dumneavoastră da, vin da, în instanță... judecătorul le acceptă ca probe, proba video? Și le aprobă. Este atributul judecătorului de a le aproba ca probă sau nu. Dacă judecătorul vede adevărul cum copilul zi de zi se joacă în mediu ostil lui, nu învață, nu frecventează grădinița, căminul, nu se duce la școală. În acel moment, adică s-a câștigat datorită acțiunilor efectuate de agenția mea pe acest stil de a... Iar detectivul care s-a ocupat de acest filaj sau detectivii respectivi pot fi chemați în instanță ca martori? Doar dacă instanța consideră. Dar agenția mea pe care o conduc și cea care am condus-o, noi dăm probele atât de clare și pe CD, încât detectivul nu ar avea decât o prezență... Dacă l-ați folosit ca martor într-un proces, atunci nu poate fi vorba despre faptul că s-a desconspirat și nu mai puteți să... Da. Tocmai de aceea, judecătorii noștri, cel puțin din area noastră de competență, din zonă, nu au invitat niciodată și îi felicit pe această cale ca și martor. Au luat rezultatele acțiunii pe SID, pe hârtie, color, toate s-au văzut dată, oră, minut, pentru că detectivul nu are un aport suplimentar, iar proba cu înscrisuri este prima în detrimentul celei cu martori. Am văzut și vreau ca să facem un pic trimitere la acest test poligraf. Este acel aparat pe care îl folosesc pentru a determina atunci când cel testat spune neadevăruri, minciuni. Cât de relevant este folosirea acestui aparat? Relevantă este folosirea acestui aparat? De ce vă întreb? Pentru că iară am văzut filme în care niște oameni erau antrenați atât de bine încât reușeau să păcălească aparatul poligraf. Da. Specialistul nostru, fost ofițer de poliție în această specializare, a lucrat în cadrul poliției pe specializarea poligraf, ne-a confirmat prin comenzile care le-a avut de la mine că procentajul este peste 95%. Acesta mi-a fost transmis. Și de multe ori persoana suspectată chiar a recunoscut după poligraf fără niciun fel de... Adică lucrurile sunt foarte clare, persoanele care apelează la noi nu sunt instruite să treacă un poligraf, probabil cei de la serviciile speciale pot în oarecare măsură, dar azi poți să-l treci, mâine poți să-l pierzi, pentru că persoana are un organism, are un mod de a se comporta, are trăirile lui. Și aceste lucruri se văd implicit în aparatură. Iar aparatul vorbește. Nu trebuie să interpretăm. Este aceeași interpretare pentru toți experții în poligraf. Am înțeles. Să zicem că sunt angajatul unei mari companii. Vin la dumneavoastră, la agenție, și spun așa. Domnule Geru, pe mine mă interesează să aflu anumite informații din interiorul companiei la care, în mod normal, eu nu aș avea acces. Ce faceți? Mă luați de client? Cum să nu? Vă luăm ca și client. Dumneavoastră, mai concret, aș vrea să reformulați ca să înțeleg, să nu vă dau un răspuns greșit. Mă interesează să aflu exact partea asta de management a firmei. Am înțeles. Chestii mai puțin cunoscute, ca de ce nu la un moment dat, având tot know-how-ul, să pot pleca să-mi fac propria mea companie. Acum am înțeles. Ați adus lămuriri suplimentare și vă pot da un răspuns mai complex. În cazul acesta, planul de acțiune este unul mai complex, care pot conduce în mod automat la acțiune, la o finalitate foarte bună, cu șanse foarte mari de reușită, prin infiltrarea unui detectiv în cadrul firmei. Dar ceea ce cere este ilegal, poate, nu? Dacă eu vreau informații confidențiale din interiorul companiei? Acesta este motivul pentru care companiile angajează detectivi. În toată Europa, eu am conlocat cu o firmă în Anglia și am observat toate firmele mari în Anglia au companii de detectivi angajate.
special pentru compania respectivă. După cum știți, prin legea 329, detectivul asigură protecția împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau activității operatorilor economici care doresc să păstreze confidențialitatea. Păi tamam pe dos, eu angajat acolo, tocmai asta urmăresc. Scurgerea de informații le vreau eu ca să mă duc să le folosesc în altă direcție. Am înțeles, dumneavoastră vreți să le folosiți ca da, să... Da, eu sunt angajatul, nu sunt patronul. Am înțeles, am înțeles. Acum am înțeles. Dacă nu sunteți patronul, în primul rând încălcați grav regulamentul interior și în al doilea rând depinde de abilitatea dumneavoastră. Dacă au detectiv și au toate păghile asigurate, nu aveți cum să intrați. Dar dumneavoastră îmi dați o mână de ajutor dacă da, vă plătesc? Da. Ca să încercăm să luăm informațiile. Fără niciun fel de problemă. Am și făcut acest lucru. Am înțeles. Faptul că în cursul unui filaj puteți intra și dumneavoastră ca agenție în posesia unor informații confidențiale sau nu vă pune în postura unei persoane pe care cineva o poate acționa în judecată pentru furt intelectual sau pentru delicte contra proprietății intelectuale? Este un subiect sensibil și este un subiect pe care se poate discuta pe mai multe laturi. Ca și pregătire avocat, nu am avut niciodată proces în activitatea de investigare în 12 ani. Întrucât activitatea de acum vorbesc în general, activitatea detectivului trebuie să fie bazată pe lege, trebuie să execute activitățile conform legii, trebuie să execute activitățile numai în mediul public, nu în mediul privat, da? După părerea mea, nici în mașină, nici în casa privată, nicăieri. În cazul în care acesta încalcă aceste bariere puse de lege, atunci el este răspunzător total pentru ce se întâmplă, iar chestii legate de intimitate și de corespondență și nu fac obiectul investigației detectivilor, întrucât este pasibil de alte infracțiuni. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este foarte clar. Nu se investigează intimități, nu se investigează viața privată în mediul privat, nu se investigează infracțiuni de natură penală care aparțin altor organizații, respectiv poliție, SRI, iar în cazul în care pur și simplu din întâmplare dăm de un fir, de o investigație privind activitatea Serviciului Român de Informație, trebuie să anunțăm în cel mai scurt timp pentru a se... Deci sunteți obligați în momentul respectiv să informați organele statului. Dar eu am instruit detectivii cu care lucrez și în cazul unor infracțiuni flagrante să anunțe imediat prin 112 pentru a interveni poliția. Ei nu au datoria să intervină, dar au datoria să anunțe. Și în cazul în care sunt martori, vor fi martori. Nu putem să trecem peste lege și să ne uităm pasiv la posibile victime care sunt prejudiciate de anumite persoane. Dar cum vă controlați dumneavoastră? Tălărie? Am înțeles. Cum vă controlați dumneavoastră detectivii? Speță. Vă contractez pentru a-mi proteja, pentru a vedea că în interiorul firmei mele cineva scurge informații. Am o tehnologie senzațională, e secretă, cineva încearcă să fure informații. În momentul respectiv, dumneavoastră a spus, trimit un investigator acolo, un detectiv sub acoperire și aflăm cine și ce vrea să fure. În momentul respectiv, să zicem că respectivul detectiv a intrat în posesia informațiilor confidențiale. Cum pot eu fi sigur că respectivul detectiv nu va folosi acele informații către concurența mea? Aveți vreo modalitate prin care îi verificați? O să încep prin a vă da un exemplu. Vă rog. Acum ani de zile am lucrat pentru o fabrică de îmbuteliere a unui lichid. Ok, în regulă. Care se consuma pe piață, întrucât dispăreau mari cantități de din produsul respectiv, produsul da. Produsul respectiv. Contrar supravegherii operative efectuate în
în viața privată, de către detectivi, acolo trebuia o activitate de supraveghere mult mai complexă. Deci cu 5-6 mașini și mai mulți detectivi. Pe care i-am adus, am colaborat cu alți detectivi și vreau să vă spun în felul următor. Exact ce spuneți dumneavoastră. Sunt pârghii și breșe prin care se sustrag tot felul de informații, documente și materiale în speța de față. Da? Și am depistat toate pârghiile. De la sacoșe fiecare salariat, două sacoșe pe seară, până la mașini mari tiruri plecate cu acte în regulă, care distribuiau la diverse societăți comerciale mărfă fără acte, de fapt. Actele nu erau acte, erau doar pentru... Acum, răspunzând la problema care mi-a spus-o dumneavoastră, un detectiv care a investigat în viața lui cauze complexe economice, acest tip de solicitare este foarte ușor de rezolvat. Detectivul și cu cei... Sunt câteva breșe. Se stabilesc breșele, se angajează în timp nu forțat pe breșele respective oameni de încredere și se observă unde se scurg toate informațiile. Dacă ele se scurg la facturare, distribuție, e clar. Dacă se scurg la mecanici care și mecanicii, dacă se scurg la comercial, se observă. Ajungem pe lanțul de distribuție. Lanțul de distribuție și ajungem la calculatoare. La calculatoare, dacă îmi permiteți, sunt specialiști în calculatoare IT, avem, care se ocupă de așa ceva. Și depistează absolut imediat cine a umblat, ce a făcut, cât a scos, de ce a scos, de ce... În acest moment se află absolut totul. Important este ca persoana juridică să vină, să explice și apoi să lase detectivii care știu să lucreze, să-și facă datorie. Să-și facă treaba, da. Mi se pare acum că suntem foarte serioși. Există și o parte amuzantă în meseria dumneavoastră. Ați întâlnit, de exemplu, cazuri, și nu încerc să-mi dați nume, că e firesc că discreția trebuie să vă caracterizeze activitatea dumneavoastră, dar există cazuri de persoane care, de exemplu, din gelozie să nu accepte faptul că detectivul a făcut filaj și nu a găsit-o pe soție sau pe soț, da? Cu caz de infidelitate și să nu accepte lucrul ăsta, să vă plătească pe termen lung, doar o să poată să arunce o vină asupra respectivei persoane? Adică dumneavoastră vreți să spuneți că noi în activitate nu găsim probe concludente împotriva... E posibil ca oamenii ăia chiar să nu fie vinovați. Și atunci a venit și spuneți, domnule, omul respectiv, soția dumneavoastră, domnule Rucină, nu e vinovată. Da? Iar eu ca nebunul să spun, nu, domnule, mie trebuie să-mi găsești până la urmă o probă vinovată. Și ați întâlnit cazuri astea? Am întâlnit, recunosc foarte puține. În proporție de 98%, toate cazurile care le-am primit s-a confirmat într-un timp record. Pentru că, exact cum am spus, managerul trebuie să știe când să demareze acțiunea. Și dacă acțiunea este demarată când trebuie, finalitatea este foarte rapidă. Dacă este demarată de un manager care urmărește doar banii, atunci o ține continuu, până când și facă rezultat. Deci există și astfel de personaje pe piața asta, din detectivilor, păcate, da. Agenților vreau de investigație? Următorul, dacă permiteți, următorul ca și obiect, să discutăm un pic și de ce societăți. Să vă spun câte tipuri de societăți întâlnim pe piață. Dar chiar vreau să-mi spuneți, dar înainte de asta, spuneți-mi care... Acum vă spun. Din ce vă amintiți, care a fost cel mai haios caz pe care l-ați avut până acum? Haios nu prea am avut. Adică haios doar pentru detectivi. Pentru că au văzut în cursul acțiunilor modul de comportare a obiectivului care soțul sau soția bănuia, în care nu puteai să nu râzi, să nu râzi în hohote, să nu poți să filmezi. Că într-adevăr au fost și cazuri nu glumeții, că nu se pot numi glumeții. Dar cazuri caragioase, mai bine spus. Da, caragioase. Și da. Să știți că, într-un fel, cu părere de rău vă spun că
90% din cazurile pe infidelități care le-am primit s-au soldat cu divorțul. Îmi pare foarte rău să vă spun și... Aveți remușcări când... Am. Da? Am. Chit de că multe vă faceți meseria, dar știți, vă luați, vă încasați. Eu eram obișnuit să fac această supraveghere operativă calificat și cei care făceau fapte de crimă organizată să se ducă unde trebuie. Acum sunt pus într-o situație în care parcă mi pare rău de ea. Poate a făcut-o prima oară. Sau poate, dar vedeți, dacă are un soț care este mai dur. Deci, cum am dat numai... Acum, dumneavoastră nu sunteți drept, a spus. Dacă are un soț, dar poate... Sau o soție. Sau o soție, corect. Haideți să mergem pe egalitatea asta. La probele care le-am dat noi, noi dăm doar probe clare. Nu dăm, s-ar putea să vom vedea, nu. Dacă nu avem, avem sinceritate, așa să spunem, la orice oră, când am lucrat și în ce condiții, nu am ajuns la niciun rezultat. Există cazuri complexe în care, știu eu, ați fost obligat la un moment dat să solicitați ajutorul organelor statului și mă refer aici la cazuri de crimă organizată, trafic de persoane, adică dumneavoastră să încercați să filați o anumită speță și să ajungeți la cu totul și cu totul altă situație mult mai complexă și să fiți obligat să sunați la organele statului? Până în prezent, nu. Nu, pentru că aici tot abilitatea managerului este, când simte că supraveghează o persoană din mediul interlop cu preocupări vădite către infracțiuni de crimă organizată sau grave și e conștient că supravegherea agenției de detectivi se poate suprapune în orice moment cu supravegherea operativă a forțelor de poliție, mai degrabă spunem pas. Pentru că, în mod cert, ajungem la aceleași informații și nu avem voie să lucrăm așa ceva. Vom documenta aceleași lucruri la un mediu, nu la nivelul forțelor de poliție, v-am mai spus acest lucru, dar noi întrebăm cu ce se ocupă, cu ce, unde merge și noi ne dăm seama imediat. Nu că ne este frică. Problema este că intrăm într-un joc al infracțiunilor care apoi este greu pentru agenții de detectivi să iasă. Da. Va fi chemat... Da, important e să nu aveți aceleași informații la un moment dat și concluziile să difere. Exact. Știți, e foarte ușor se triază obiectul acțiunilor. Acțiunile trebuie să respecte cele 5-6 prevederi. Ce avem voie să facem? Dar dacă vezi că un beneficiar ne-a dat pentru investigație pentru conduită, iar noi mergem deja pe proxenetism că duce fetele, deja noi am sărit pârleazul. Nu avem ce căuta acolo. Și prefer să... Nu mi s-a întâmplat. Dar dacă mi s-ar întâmpla, aș suspenda acțiunea în momentul acela și aș informa organele de poliție. Am înțeles. Spuneați că există mai multe tipuri de societăți. Da. Agenții de investigații sau... Jucătorii pe piață în domeniul detectivilor sunt de trei tipuri. Primul tip, care din ce am auzit, nici nu sunt detectivi, sunt manageri, au angajat un detectiv și fac publicitate de ordinul zecilor de mii de euro, iau comenzi și apoi le distribuie în țară la detectivi particulari. Birou, detectivi particulari. Popescu, Ionescu, Georgescu și aceste agenții fac bani numai din comisionarea acestor... Problema este foarte gravă din punctul meu de vedere referitor la acest subiect. Întrucât clientul nu te-a plătit să obții informații care să fie publice altor detectivi și care, la rândul lor, să poată efectua demersuri împotriva persoanei beneficiare.
Deci dumneavoastră apelați la mine să efectuez o activitate de filaj. Eu o fac către cabinetul Popescu, eu dau, dar cabinetul Popescu știe tot. Da, în momentul ăla normal, primește informațiile pe care vi le-am dat eu dumneavoastră. Și nu este deontologic. Deci aceasta este primul tip de oameni, manageri care au bani și de fapt exploatează munca unor detectivi slabi, din punctul meu de vedere, pentru că aceia sunt detectivi slabi. Adică care n-au clientelă și fac ce pot ca să fie acolo. Deci asta e primul jucător. Culmea, că dacă dați pe online, primii doi sau primii trei, ăștia sunt jucători. A, sunt cel mai bine poziționați pe piața aceasta, pentru din punctul ăsta de vedere? Pentru că ei bagă banii cei mai mulți în publicitate. Am înțeles. Sunt jucătorul numărul 2. Sunt firmele, asemeni firmei mele, care sunt făcute de profesioniști. Adică acțiunile sunt făcute de profesioniști, care nu sunt mulți și care, în momentul când vin acțiunile, programez. Că băieții lucrează la o acțiune, da, dar dau calitate. Nu-i dau salată verde. El îmi cere ghidic și eu dau salată verde. Deci eu dau calitate și îi spun, da, vă programez peste 10 zile. Discutăm problema. Dar oamenii mei fac acea acțiune și oamenii mei dau rezultatele și oamenii mei îi trag la răspundere. Pentru că informațiile sunt foarte importante uneori, mai ales la persoane juridice. Și, apropo de scurgerea de informații, o informație, dacă ai dat-o foarte importantă la mediul concurențial, poți să falimentezi o afacere. Și nu este corect. Deci eu, ce fac cu detectivii, fac doar eu, nu dau la nimeni, n-am dat la nimeni, și nici nu o să dau. Doar performanță. Iar cel de-al treilea tip? Cel de-al treilea tip este tipul detectivului care abia răsuflă. Ce înseamnă asta? Nu are de muncă. El este un tip ajuns detectiv din o reprofilare în general. Acesta este tipicul acestui individ. Din tâmplar, șofer, electrician, bucătar, sudor, nu contează. A ajuns detectiv particular, am învățat și el două, trei din acele manuale de detectivistică. Există, da, așa există. Sunt cinci cursuri. Manuale detectivistice care sunt lapidare, sunt sumare, sunt vis-a-vis de ce învață un polițist. Un agent de poliție, vă spun sincer, nu se compară cu niciun manager civil care n-a lucrat în forțele de poliție. Deci asta, din ce înțeleg la dumneavoastră, sunt amatorii care au intrat, care au intrat pe piață. Da? Care le place numele, le plac activitățile care le desfășoară, adică care le desfășoară, dar ei nu prea primesc. Cabinetele particulare lucrează în general prin colaborare cu jucătorii numărul 1. Păi și ce faceți dumneavoastră dacă la un moment dat constatați că într-una dintre spețele la care lucrați, pornită de aici, în zona Galați-Brăila, sunteți obligați să vă duceți în Timișoara? Dar ne ducem. Am lucrat toată țara. A, lucrați în toată țara? Noi lucrăm în toată țara. Onorăm toți românii. Fără să intrați în colaborare cu alte agenții? Nu, fără. Noi nu facem colaborări. Știți care este problema? Ca la fotbal. Am transferat un jucător și îl bag la primul meci. Noi nu riscăm. Noi avem, adică eu am o emblemă și eu vreau din această firmă nou înființată, ăsta a fost și gândul meu și ideea mea, să fac un brand. Dacă o să reușesc sau nu, timpul va decide. Cum se împacă o situație în care, să zicem, eu vin la dumneavoastră pentru un anumit job pe care vi-l dau? Sunt clientul dumneavoastră. În același timp, tot la agenția dumneavoastră, vine un alt client care vă solicită să mă filați pe mine într-o altă speță. Ce faceți în momentul ăla? Refuzați cazul? Mă anunțați pe mine pentru că sunt clientul dumneavoastră? Care e procedura la o astfel de situație?
Deci toată activitatea detectivului particular este confidențială. Și trebuie să respectăm și GDPR-ul și toate celelalte probleme. Din punct de vedere deontologic, astfel de situații complicate le simplificăm. Adică le tratați ca două cazuri distincte. Nu țineți cont de faptul că eu sunt deja clientul dumneavoastră. Nu. Nu. În acel moment, detectivul particular n-ar fi decât persoana care merge la două capete. Și să știți un singur lucru, nimic nu este mai urât decât trădarea. Trădarea este ultimul lucru la care ar trebui o persoană să se preteze. Să joci la două capete și să trădezi o persoană este cel mai urât lucru. Păi da, dar sunt două chestii distincte. Eu sunt clientul dumneavoastră pe o anumită speță, vine un alt client care vine tot la dumneavoastră pe altă speță. Știu eu, întâmplător sau nu, iată, ne-am intersectat acolo și dumneavoastră puteți le trata, nu puteți le tratați ca două lucruri total separate, fără să țineți... Total separate, fără... Exact asta am spus. Le disociem și le tratăm separat. Dar mă tratați pe mine, că sunt clientul dumneavoastră, totuși. A, dumneavoastră spuneți care are prioritate. Care are prioritate? Prioritatea are clientul. Primul. Vechi, da. Primul client. Fără dar și poate. Noi avem clienți vechi. Să știți că această firmă am înființat-o și la rugămintea unor clienți vechi, prieteni de-ai mei, oameni foarte bine poziționați, care au simțit nevoia de a ajuta în continuare. Și atunci am luat această măsură. Apelează oamenii politici la dumneavoastră, domnule Geru? Să vină cineva de la partidul X și să spună, domnule, vreau ca să mi-l filați pe respectivul membru al partidului Y, pentru că am eu impresia că oamenii pregătesc niște acțiuni de campanie senzaționale și vrem să le contracarăm. Vin și la spețele astea? Nu am avut nicio speță și sper să nu vină. De ce? Pentru că nu îmi face plăcere să mă bag în chestii politice, electorale și trebuie să ne menținem imaculați dacă vrem să fim un jucător important pe piață. Dacă nu... Politica poate strica genul ăsta de activitate, nu? Văzut, politica strică și prietenii, strică și... Nu. Dar apropo de prietenii, chiar așa spuneți-mi, ați avut până acum amici, prieteni, prietenii care să se fi distrus din cauza faptului că dumneavoastră aveți o astfel de agenție de investigație? Adică oameni care să spună, domnule, era prietenul meu foarte bun, dar din momentul ăsta parcă m-aș feri să mai vorbesc cu Doru Geru, că... Na, cine știe la ce folosește informațiile despre business-ul nostru? Nu, mi-am păstrat. Mi-am păstrat. Le-am spus, în caz de veniți, vă ajut, dar dau remiză. Nu s-a întâmplat nimic. Nici ce înseamnă remiză? Adică 0-0. 0-0. Da, și nu se supără nimeni. Nu dați informații nici într-o direcție, nici în altă. Nu, totul e perfect. Am înțeles. Și nu vor să vină la mine. Mai degrabă tăceam, poate veneau. Stare curios, e o meserie nouă, cel puțin pentru mine, așa, și sună foarte important, sunt detectiv particular. Cum arată un stadiu de pregătire, un team building făcut de dumneavoastră cu angajații? E o chestie foarte, foarte delicată. Păi mai ales că în timpul unui team building, oamenii aia trebuie să interacționeze, să îi împrietenească, să schimbe cât mai multe informații unul despre celălalt. Iar mă gândesc că în meseria asta, tocmai schimbul de informații nu este la îndemână, pentru că oamenii aia vor să păstreze cât mai multe informații confidențiale. Dumnezeu, vorbiți de oamenii mei. Să știți că nu este adevărat. Oamenii mei nu se supraveghează între ei, nu au... Ei sunt niște oameni care vor să-și facă meseria în condiții de conspirativitate și să știți că și acest team building și are rostul lui. La anumite perioade ne întâlnim ca orice oameni, ca orice persoană normală, servim un pahar, un mic, face parte din coeziune. Echipa care am avut-o la cealaltă firmă, care am avut-o, făceau reuniuni destul de dese pe chestia, având ca obiect team building-ul, ca să spun așa. Echipa care a venit acum, fiind mai serioși, colegi de-ai mei,
Înțelegeți? E mai rece, așa, adică... Mai durează până când... Mai durează un pic. Până și o reluăm. Exact. Și reluăm obiceiurile. Da, asta am vrut să spun. Pe final, domnule Dorugelu, m-am intrat astăzi și am văzut că există foarte multe firme, agenții de investigații în România. Este o inflație de agenții în momentul de față? Sau puteți spune că există atât de multe spețe încât numărul agențiilor este foarte mic în comparație cu numărul de probleme? O să fac o mică analiză la nivel național. Am fost invitat odată la un simpozion sau adunarea anuală unei organizații a detectivilor din România. Sunt două. Există în mod paradoxal o concurență între ele. Așa, iau adepți, taxe, dar nu fac front comun. Și vreau să vă aduc la cunoștință un singur lucru. În afară de detectivii care vin din sistem, cu care nu mai ce comenta, sunt oameni, sunt persoane care la un astfel de simpozion știu că nu ar fi corect din partea mea să spun, dar se discută lucruri puierile, bizare. Eu n-am mai fost din momentul acela în care cazuistică, două, trei cazuri foarte simple și s-a terminat cu gripa porcină în România. Deci un specialist pe veterinar care a venit. Eu atunci m-am simțit puțin cam... Nu știam unde am ajuns, ca să vă spun sincer. Adică se discută chiar subiecte de genul ăsta care n-ar trebui să fie luate în discuție? Nu ar fi trebuit. N-ar fi trebuit și probabil sunt niște interese care eu nu le descifrez, că n-am de unde să... Nici nu vreau să... Iar cele două firme de care spuneți, organizații naționale, sunt ca niște sindicate ale dumneavoastră? Ca un fel de sindicate, dar ele ar trebui să aibă alte preocupări. Ar trebui să lupte pentru a da acces detectivilor la bazele de date. Nu există în toată lumea aceasta ca detectivul să nu aibă baze de date. În Anglia, 80% din investigație o face din birou. Iar apoi iese pe teren, din birou face tot. Și unde s-a născut, tot au toate bazele de date. Inclusiv casa în care locuiești. Intră și știe absolut tot. La noi, din 2003, nu s-a făcut niciun pas înainte. Deci aceste organizații ar trebui să fie mai proactive și să ajute detectivii. Din ce am auzit, ultimul simpozion sau congres sau cum s-o numi, a pus în dezbatere subiectul să nu mai, ceva de genul ofițerii de poliție să nu mai intre, să facă curs 3 ani de zile, că este post-liceală, că s-a înființat o post-liceală tot de organizații de genul ăsta. A, și să nu mai poată deveni detectiv, să mai treacă printr-un soi de școlarizare pentru a deveni... Exact, un doctor dacă iese la pensie și vrea la privat undeva, se impună să facă 3 ani curs de infirmiere sau de surori. Cam așa ceva este gândirea acestor organizații conduse de civili. Aici este problema. Eu vreau să le aduc aminte acelor domni, cu tot respectul, sunt niște oameni deosebiți, dar 2 ani de zile, colegiul de poliție, este exagerat de mult în condițiile în care 2 ani de zile un polițist se formează și cunoaște toate metodele investigative posibile din România. Posibile. Nu pot să... Și este agent. Nu mai spun de ofițer 4-5 ani. Cum să interzici cuiva care a făcut toată viața și să practice meserie de detectiv pentru că nu are cunoștințele necesare. Nu că nu are cunoștințe, că nu are cursurile necesare. Asta înseamnă. Totuși cu totul altceva. Nu cred că asta înseamnă, domnule Dorugelu, până și eu am... Nu-i dăm examen. Până și eu am reținut... Licențierea detectivilor se face prin examen.
Da. Ei, probabil că acele examene pe care vor să le impună acești domni costă niște bani și e o altă formă de a... Domnul Rugină, ați luat-o înainte. Eu n-am vrut să spun asta. V-am spus eu că am abilități să mă faceți și pe mine detectiv. Cu mare drag. Cu mare drag. Am avea nevoie de o... Da, nu știu să filmez oricum. E loc pe colegii din regia de emisie să mă învețe și vin la dumneavoastră. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!